Asociația Națională a Agențiilor de Turism a realizat un studiu pentru a afla câți bani alocă românii vacanțelor, iar concluzia a fost următoarea. Un român plătește în medie între 250 și 300 de euro pentru o vacanță de tip city break, în timp ce pentru o vacanță în familie, vorbim de un sejur de 7 nopți, românii sunt dispuși să scoată din buzunar până în 700-800 de euro. În medie, ardelenii sunt dispuși să cheltuie mai mult pentru o vacanță în comparație cu cei din capitală. În timp ce un bucureștean ar putea cheltui până la 600 de euro pe o vacanță, un ardelean ar opta pentru o vacanță cu până la 100 de euro mai scumpă. Și moldovenii alocă bugete mai mari decât bucureștenii pentru călătorii și vacanțe. Bugetul lor ar putea urca până la 800 de euro conform datelor. Turcia este destinația favorită pentru cei din zona Moldovei, datorită curselor charter care decolează din Iași.